Fâșiem, o vizionăm la fâșiem. O mie de alfi trăiți. Bună ziua! Bună ziua, bună ziua! Ce faceți? Uite, vă dau o lămișoare. De unde aduceți lămurile astea? Din vale, la canton, chiar în vale. Poate să spun eu, ai 1 km. Până acasă, cam tot 2 km, 2. Cât timp voia să cărați lămurile astea? O oră jumătate. Aici mi-aș în 20, pe 20 de. Pe termen, mă duc chiar. Ce vârstă aveți dumneavoastră? Am aproape trecut de 50. Nu pot să spun că nu-i greu, dar eu stau cu soara asta. Asta că stau cu soara, ea pregătește mâncare, am spală o rufă, acolo spală, n-am. Nici el nu-i căsătorită. Sănătate bună! Dumnezeu v-a trimis la mine. Ce vârstă aveți dumneavoastră? 60 de ani. Cartof social n-am, pensie n-am, nimic. Din ce trăiești? Mă mai duc cu urză și primăvara, vă spun drept. Mai cu urză, că mai cu o sticlă de lapte. Că nu am încotro. Na, ce-ți fac? Mă descurc și eu așa cum pot. Eram în milă cu pădure. Ca să te dui tu, o femeie, milă cu pădure, să culegi o găleată de coarne, nu-i așa ușor. Și câteodată așa mi-era de frică. Și așa stăteam. Eu știam că nu-i un ban din nicăieri. Eu știam. Și eram convinsă, dar de unde să le iei? Da, și veneam cu două gălețe. De la un timp n-am mai putut să mai vin cu două gălețe, că erau prea grele. Și veneam numai cu o găleată. Apucat să te duci de una singură în pădure. Când eu zici, frață, Dina, nu te mai duci de una singură. Dar ce să fac dacă nu-i un ban? Ce să fac dacă nu-i un ban? Cel mai greu moment a fost când am pierdut băietul. Din ce cauză? Sunecat. Eram dus la adunare. Era într-o duminică. Și îi spuneam, hai, Drăgoșan, hai, cum, mama, la adunare. Nu mă duc. Și l-am lăsat așa, la voia lui. Și îmi pare rău că l-am lăsat. Și când a venit, n-am mai găsit băietul. Băietul era acolo. Numai Dumnezeu, el a avut milă de mine. Ai tu a fost cel mai greu moment al meu. Eram distrusă, distrusă, eram distrusă. Da, am zis că mai azi treacă și asta. Da, am plâns, bun și în jale am plâns, eram distrusă, răcneam în casă, să mira lumea, zice lumea că sunt nebună. Așa să mă vizitez Dumnezeu. El mă vizitează toată ziua. Minituri, băcuțele. Atâta? Atâta. Ce obișnuiți să gătesc? Toate mâncărurile, varză, cartofi. Varză. Nu-mi permite pâine, de unde să-mi permite pâine, de unde să scot eu câte 10 lei în toată ziua, 10 lei, 10 lei, 10 lei. Și ce mâncați dacă n-aveți pâine? Turtiță fac continuu, turtă fac continuu. O mâncare o mai mănânc și potrivită și cum da Dumnezeu. Azi am făcut varză. Mâine să fac borș cu fasole, spun drept. În casa n-am mai avut putere să o acopăr. Și m-a plouă în casă, dar ce să fac? Nu mai puteam de frig, fășeam foc degeaba, fășeam frig. Cum vă descurcați iarna cu frigul? Vai, și friga în puiile, dacă vrei să mă crezi, e ușa ră. Na, ce să fac? Asta e că nu e izolat. Care sunt cele mai mari nevoi ale dumneavoastră acum? Ulei de mâncare, o doi cartofi. Ulemnele am noroc de frățuorul ca dușel. Dar dacă n-aș avea frățuorul, dacă eu numai n-aș face foc. Că-s foarte scumpi. Căruța ajunge 10 milioane. De unde scot eu 10 milioane? N-am de une. 50 de saie de șucălăi a trâns. Pentru ce? Pentru foc. Mai pun două lemne, pun o doi șucălăi. Ce-ți fac? Să știți că astăzi Dumnezeu a împlinit una din dorințe. Și să știți că de astăzi nu o să mai trebuiască să mai mergeți să cărați lemne cu spatele. Pentru că astăzi Dumnezeu v-a purtat de grijă de lemne. Ce lucrare eu am făcut, Dumnezeu?
frățiorii care ați donat lemnișoare, care le-ați trimis, vă mulțumim și în numele Domnului. Domnul Iisus să vă răsplătească cu viață veșnică, să vă dea Dumnezeu mai mult. Domnul Hroș, 1000 de ani trăiți.